nou în direct cu noi acum. Sper că ne auzim mai bine. Acum vorbeam despre proiectul dumneavoastră de lege. Vă mulțumesc. Da, dincolo de continua criză politică în care ne aflăm, dinspre Parlament trebuie să mai vină și câteva inițiative care între timp să repare ceea ce merge prost la noi în țară. Și vorbesc acum de criza forței de muncă care generează declinul firmelor românești din lipsa personalului calificat. Am inițiat un proiect legislativ care menit să aducă în atenția părinților și a elevilor școlile profesionale și importanța dobândirii unei calificări. Iar în mod concret am introdus, a trecut deocamdată de Comisia de Educație și Comisiile de Resort, un proiect care vizează introducerea abilităților antreprenoriale și financiare în școlile profesionale și tehnice. Este un motiv în plus de a motiva tinerii să se îndrepte către școlile profesionale în speranța că, dincolo de a învăța o meserie, vor putea într-o zi să devină antreprenori, cunoscând toate elementele de bază care țin de înființarea unei firme și a desfășurarea unei activități financiare. Mai concret, patiserul care învață o meserie aceasta, poate că într-o zi își va deschide o patiserie. Corect. Să știți că, conform studiilor, tinerii care au acces la aceste cursuri antreprenoriale au șanse de 3 până la 6 ori mai mari ca pe parcursul vieții să își poată deschide o afacere. Și s-a văzut, mulțumesc foarte mult, și în ce se întâmplă în străinătate, că